La sfârșitul lunii martie s-a dat startul sezonului turistic pe Dunăre și navele de croazieră nu au întârziat să-și facă apariția. 5 motonave cu turiști străini au poposit în portul Giurgiu. În total, aproape 300 de nave de croazieră vor acosta în portul giurgiuvean. Marea lor majoritate vin de la Viena și au ca punct de destinație la noi în țară delta Dunării. La actualele cote se poate ajunge în delta fără probleme, și pe urmă ori la Cernavodă, ori la București, la Oltenița sau la Giurgiu schimbă pasagerii. Unele nave ajung la țărmul giurgiuvean, iar după debarcarea pasagerilor, pornesc din nou la drum și acostează în portul Oltenița. În acest timp, turiștii călătoresc cu autocarele de la Giurgiu la București, acolo unde fac turul orașului, în care sunt incluse vizita la Muzeul Satului și prânzul în Parcul Herăstrău. După aceea, turiștii se întorc la bordul navei în Oltenița. Potrivit Capitaniei Zonale Giurgiu, în prezent sunt în lucru 16 motonave moderne destinate turiștilor americani, pe care este posibil să le vedem acostate anul viitor și în portul Giurgiu.